Castraveții se vând bine în piețele târgoviștene, chiar dacă toată lumea este la curent cu existența bacteriei ucigașe, care a făcut sute de victime până acum în Europa. O spun comercianții, dar și clienții. Da, faceți cineva ceva? Deci pe zonă merg bine în continuare. Bine, la castraveți. Ce problemă? Nu e nicio problemă la castraveți. Dacă dumneavoastră ați auzit că a murit cineva sau a plătit cineva, trebuie să spuneți. Absolut nimeni. S-au văzut castraveții fără niciodată. Probleme. Cel puțin am mâncat în fiecare zi, așa că nu mă tem de ce, nu știu, nenorociri vin în alte părți. S-a descoperit unde e, că e o fermă în Germania, așa că la noi, dacă cumva importăm de acolo, e posibil să răspândească și la noi, dacă nu, nu. A început totuși să mai mers puțin mai bine față după cum a mers. Dar din ce cauza l-a mers până acum? De cauza cei bani astea care e coli. Ia uitați-vă aici, vă rog să puneți în afară, să vedeți ce castraveți avem proaspeți. Și totuși clienții se îndoiesc de castraveții noștri, sunt proaspeți. În fiecare dimineață cu rege, venim cu ei proaspeți. Deci nu e nicio... Nu e nicio bănuială, noi mâncăm din ei, nu e nicio problemă cu ei. Sunt sănătoși. Ar trebui clienții să aibă mai multă încredere în marfa noastră. Reprezentanții Direcției Agricole au ținut să-i liniștească pe dâmbovițeni, precizând la ultima conferință de presă că în județul nostru nu au fost făcute deocamdată sesizări din partea niciunui producător cum că ar exista castraveți infectați cu bacteria E. coli. De altfel, la nivelul întregii țări nu există semnale că bacteria ar fi pătruns pe piața românească, însă Comisia Europeană a aprobat fonduri pentru eventuale despăgubiri în cazul în care vor exista solicitări. În județul nostru, până la această dată, nu se cunosc producători care să fi suferit pierderi din cauza acestei bacterii. Cu toate acestea, APIA Dâmbovița informează printr-un comunicat de presă că o organizație de producători din București distribuie cu titlu gratuit, în conformitate cu legislația UE, castraveți și tomate către organizațiile și instituțiile care prestează activități cu caracter social. Este vorba despre organizațiile și fundațiile de caritate autorizate de statele membre, penitenciare, școli, instituții de educație și tabere de vacanță pentru copii, precum și spitale, cămine de bătrâni, care iau toate măsurile pentru ca aceste cantități astfel distribuite să fie în plus față de cantitățile achiziționate în mod obișnuit în astfel de unități. La locul de încărcare și descărcare a mărfii este însă necesară prezența unui inspector al Geției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, care să constate faptic și scriptic derularea acțiunii, inclusiv inscripționarea cu emblema UE a mărfii, ce face obiectul distribuirii gratuite.